Discursurile din seara, în ziua de astăzi să fie publicate, cu așa aveți intenția, probabil. Și ce aș vrea să zic, preoții din Mitropolia Basarabiei consider că sunt niște preoți misionari eroi, fiindcă mi se pare, iată, și ținând cont prezența de astăzi, mi se pare prea timid și prea, poate teologic nu corect zic, prea unești, dar trebuie să mai activ, adică mai mult îndrăzneală, mai mult curaj. De asta aș fi vrut astăzi să văd și niște, eu ca dintr-o parte, venind, dar oricum sunt sus din Mitropolia Basarabiei, să văd niște aprecieri a unor preoți, a unor clerici, cu diplome, cu ranguri, poate aveți în cadrul Mitropoliei intenții, dar ar fi fost bine și astăzi, fiindcă știu că este activitate, nu este curaj. Aș fi vrut în cadrul Mitropoliei să existe un consiliu mitropolitan care să axeze pe susținerea preoților care au probleme atunci când înființează o parohie. Știu că deja chiar și parohiile existente știu că au deja problema asta și noi suntem implicați așa într-un conflict de genul ăsta și aș fi vrut o susținere directă a conducerii cu aceiași juriști, eu știu, legături cu persoanele, autoritățile actuale, da? Asta aș fi vrut. Mai departe, aș vrea de viitor la 25, eu vin cu o propunere, da? Când la viitor, deci va fi jubileu 25 de ani, să se vorbească nu doar de istoria interbelică până la 1992, dar și despre rezultatele activității Mitropoliei Basarabiei până ziua de astăzi, iată pașii concreți. Eu am văzut, sunt într-adevăr, dar chiar un pic mai jos, adică în cadrul fiecare biserică ce are de realizat. În afară de asta, plan formatul conferinței să fie mai extins, adică să fie prezenți majoritatea preoților din cadrul Mitropoliei Basarabiei și fiecare prezent cu enoriaș, cât mai mult cu enoriaș. Sigur, pentru asta este nevoie o sală mare, dar istoria asta trebuie cunoscută, că numai noi, așa, într-un format, în gust frumos, dar în gust, trebuie să fie făcut cunoscut. Așa. Ce mai vreau să zic? Eu, de exemplu, din afară nu înțeleg ce nu s-a făcut, mă scuzați, de ce nu sunt mai mulți erași sau aceiași trei erași care au zis că trebuie să se existe. Eu nu înțeleg, adică aș fi făcut o explicație, dar bine. Pe urmă aș fi făcut un grafic, măcar repartizat cincinal, iată, la fiecare, deci câte biserici au fost la ziua activă de 92, câte biserici au fost la Mitropolia Basarabiei la fiecare 5 ani și până la astăzi, fiindcă ziceți noastră că puneți accent pe suflet, pe persoane, pe misiune, pe conținut, dar și teritoriul, adică și teritoriul contează, dar cum altfel. Pe urmă aș fi vrut, eu un pic am avut tangență cu predarea religiei în școală, aș fi vrut să aud, să mă invitați la altă parte, dar să vorbiți despre asta, câți preoți predau în școlile din Republica Moldova, din cadrul Mitropoliei Basarabiei. Tot contează. Bine, cel mai important este să se predea. Nu, dar nu mai contează de unde și ce școli. Dar iarăși, dacă în cadrul nostru câți și să fii susținuți, iată, trebuie un pic ridicat duhul ăsta, știți? Ce să faci? Asta nu putem și în plan mirean și în plan bisericesc. Așa. Și aș fi vrut, iată, eu am văzut aici clădirea asta frumoasă a Palatului Mitropolitan. S-a încercat să fie redobândit? Da, au fost inițiative. Au existat inițiative de redobândire, probabil în momentele sau în timpul apropiat. Se va pune din nou campanii în care vom implicați pentru redobândirea patrimoniului Mitropoliei Basarabiei. Da. A existat inițiative în mod special de partea domnului Vlad Preacov în intențiile domniei sale, dar după cum ne-a expus domnia sa, a existat zistarea acelei monitorizări care de fapt a adus după sine și poate de pe rolul acelui proiect juridic în care se urma redobândirea Mitropoliei Basarabiei. A fost cumva interconectat. Da? Așa, și ultimul subiect care aș vrea, chiar vreau foarte mult să mă refer, cum să zic eu, mai corect și mai loial, persoanele care s-au fost nominalizate că sunt ostilii Mitropoliei Basarabiei. Vreau să mă refer în primul rând
la Ion Stursa. Deci, în perioada de noi am fost la guvernare 89-90, 9 luni, s-a venit cu propuneri la dumneavoastră pentru reactivarea mitropoliei. El a fost pentru, dar au existat probleme la nivel înalt. Deci, nici Patriarhia Română, la momentul acela, nu era destul de gata pentru a reactiva mitropolia. Să fim corecți, deci trebuie să pregătim terenul și nici din partea cealaltă aveau rezistență și puteau să formeze un conflict. Deci mișcarea asta